În timp ce la Chișinău, iată, apar primele dovezi clare că uh, s-a pus la cale o lovitură de stat și n-avea de unde să se pună la cale decât din direcția uh, Moscovei, uh, Vladimir Putin se pregătește peste câteva zile să meargă uh, în zonele ocupate cu forță uh, pentru a aniversa un an practic de la anexarea uh, peninsulei Crimea. Uh, să vedem ce o să se întâmple uh, cu această vizită. Probabil că este într-un secret absolut pentru a nu exista vreun atentat. Uh, ucranienii au tot dreptul să atenteze la viața lui Putin atâta timp cât Putin intră pe teritoriul lor, care e legitim a lor. Uh, e teritoriul revendicat nu revendicat, uh, anexat în mod ilegitim de Federația Rusă.